buni, o să vorbim despre cum marile cluburi din Europa au recurs la măsura de a tăia din salariile jucătorilor. Unul din cele mai mari, Barcelona, FC Barcelona, a decis să taie din salariile jucătorilor. A solicitat asta în urma și unei legi de reducere a plății salariilor care s-a dat la ei în Spania. Și se pare că în o perioadă s-a zvonit că jucătorii ar refuza să accepte acea cădere de salarii. În cele din urmă, acum luni, pe 30 martie, Leo Messi a declarat și a spus că știe că s-au avut foarte mari presiuni din partea conducerii bordului director, cu Josep Bartomeu în frunte. S-a speculat prin presă că jucătorii ar fi egoiști și că n-ar vrea să renunțe din salariile lor, dar Messi a anunțat că era ceva ce oricum jucătorii ar fi acceptat. A fost doar o chestiune de a discuta cum vor face pentru a asigura că salariile angajaților clubului nu vor fi tăiate, angajaților simpli care nu au salariile lor. Așa că jucătorii renunță la 70% din salariile lor. E adevărat că la Barcelona, Leo Messi și Griezmann sunt plătiți cu niște salarii uriașe. Leo Messi are în jur de 34 milioane de euro, în timp ce Griezmann are undeva la 18 milioane, Luis Suarez și el 14 milioane sau 15 milioane. Deci salariile ar fi fost foarte greu de suportat în această perioadă de criză. Pare că mai sunt câteva cluburi din Spania care vor recurge la această măsură. Atletico Madrid a anunțat că și ei ar urma să anunțe acum tăierile de salarii, la fel și Spaniol Barcelona. Un club interesant este că Real Madrid nu a tăiat încă salariile și se pare că ei nu vor face asta datorită faptului că a plecat Ronaldo. La ei s-a format un lot din jucători mai tineri și salariile nu sunt chiar atât de mari. Iar apoi UEFA, vedem că a făcut o întrunire, o videoconferință cu reprezentanții țărilor din asociație, din UEFA, și i-a anunțat și i-a informat cu privire la modificări. Euro 2020 a fost amânat pentru anul 2020. Manchester United și Dortmund încă se spune că fac tranzacții, negociază pentru transferul lui Jadon Sancho. Manchester United este foarte, foarte hotărâtă să-l transfere pe tânărul englez, un superstar, și Dortmund se pare că nu ar renunța la preț, au în continuare solicită 120 de milioane de euro. Vedem că și în aceste momente ciudate și cluburile foarte mari sunt nevoite să mai taie din plăți, deși ele nu sunt cele care vor suferi cel mai mult vor avea de suferit micii întreprinzători, micile companii și de asemenea micile cluburile de ligile secunde, cluburile acelea chiar că nu au mai nimic, aia vor trebui poate să reducă de tot salariile jucătorilor, nu știu dacă legal după aceea jucătorii nu pot da în judecată clubul pentru că le-a tăiat salariile în perioada în care ele acum erau valabile. Dar e adevărat, este o situație incredibilă, o situație nemai întâlnită, poate n-a mai întâlnit lumea o așa perioadă cu acest virus, nu știm cum a apărut, de ce a apărut, dar realitatea asta e. Adevărat, ele plătesc sume uriașe salariilor, așa că să plătească o lună, două luni de zile salariile jucătorilor fără ca ei să joace meciuri, fără ca să le vină bani de la suporte, da, din vânzarea de bilete, magazinele lor s-au închis. Și multe cluburi sunt absolut decimate de această perioadă în care se blochează totul în Europa și în toată lumea. Deci în aceste momente, pentru că tehnologia este de avansată, cluburile se pare că ele chiar și acum fac aceste negocieri și încearcă să facă transferuri, dar despre asta i-a informat și UEFA, probabil că perioada de transferuri se va modifica, va fi prelungită sau va fi mutată, probabil mai târziu, pentru iulie, august, nu știu, depinde cât se vor relua campionatele, nici ei nu au anunțat foarte clar. Dar asta e o dovadă că în urma apariției acestui virus, foarte multe țări, foarte multe companii sunt nevoite să oprească absolut totul și să stagneze, deși contractele de, în afară de vânzări, care vânzarea o faci doar dacă vine cineva și îți cumpără ceva, contractele salariale ale unui jucător, al unui angajat într-o companie, acela teoretic ar trebui plătit în continuare. Ori în această situație, cluburile sau o companie sau așa nu are cum să supraviețuiască și de aceea intră toată lumea în colaps, toată lumea intră în blocaj. Dacă ar fi să plătească în continuare salariile, ar intra în blocaj și de aceea aceste mari puteri, aceste mari organizații, mari cluburi pot să-și permită să taie mult din salarii pentru a putea să țină în continuare, în timp ce altele mai mici vor trebui poate să declare faliment, să spună că nu pot să plătească. Și asta este situația în care sunt găsite multe cluburi. În Anglia, să zicem, la fel, cluburile au foarte mulți bani, cel puțin cele din Premier League. În rest, nu știu ce se va întâmpla, dar va fi o criză mare, la fel cum este criză socială, economică în orice stat, situația socială, situația oamenilor simpli, la fel și aceste cluburi mari au și ele un pic de suferit, dar sigur că ele vor
merge mai departe și ele vor juca în continuare, în timp ce multe alte cluburi mici s-ar putea să le vedem distruse de acest moment cu acest virus. Așa că este ceva la care nu s-a aștepta nimeni și ceva la care poate unii au uneltit, pentru că se va profita foarte mult de pe acestor momente și poate mulți vor specula și vor scoate cei mai rău din ei, făcând diferite aranjamente meschine, aranjamente oscure, pentru a putea să fie ținuți în continuare pe linia de plutire. Asta a fost informațiile pentru astăzi, vă mulțumesc că ați urmărit. Până la viitoare, baftă și aveți grijă de voi!